60 de liceeni cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani au pornit în aventura antreprenoriatului cu prilejul unui eveniment organizat de Școala de Valori. Aceștia au învățat să construiască și să gestioneze un proiect de succes într-o comunitate, au fost în vizită în companii și au stat de vorbă cu antreprenori de succes. Școala de Valori organizează proiectul excepțional de 6 ani. E un proiect cu tradiție și unul dintre cele mai dragi nouă, pentru că reușim să adunăm tinerii și spunem noi cu cele mai calde inimi și cele mai strălucite mințe, asta pentru că nu îi selectăm doar după performanța academică, ci și după gradul de implicare civică sau după inițiativele personale pe care ei le au. Discută direct cu oameni de succes din domeniul antreprenoriatului și nu numai și încearcă să își construiască o perspectivă cât mai plină de motivație și de putere și de curaj pentru viitor. Sunt niște tineri excepționali în sală care încearcă să-și găsească drumul, ceea ce, exact cum le spuneam eu, s-ar putea ca și după mulți ani de experiență și de viață să încă îl mai caute. Deci doar trebuie să aibă curaj foarte mult să-și urmeze visele. Eu am fost invitată tocmai ca să spun ce înseamnă pentru mine antreprenoriatul, ce lecții am avut eu de învățat, ce eșecuri am avut, de ce nu, și să încerc cu niște exemple concrete să-i fac să creadă că de atâta timp cât vrei și poți. Sunt niște persoane foarte, foarte frumoase, tineri motivați, care deja își pun problema despre ce ar trebui să învețe, cum ar trebui să învețe ca să poată să-și ducă ideile la îndeplinire. Participanții spun că au avut parte de o experiență de neuitat. M-au inspirat niște antreprenori excepționali care mi-au oferit niște informații de care chiar aveam nevoie și am reușit să-mi descoper pasiunea și anume antreprenoriatul. Și vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de aici că au fost deschiși cu mine și m-au ajutat în tot ceea ce am făcut. Mi-am descoperit anumite aptitudini și pasiuni prin intermediul lor și consider că programul excepțional este un proiect foarte bun care ajută elevii să-și găsească calea pe care să meargă. Vreau să implementez deja o grămadă de proiecte, am foarte multe idei, am vorbit și cu colegii mei de aici, cu persoanele pe care le-am cunoscut și cred că începem să facem mici pași. Generația mea este una plină de culoare, suntem foarte creativi, suntem plini de idei, dar în același timp ne și impunem și ne răzvrătim. Atunci când nu iese ceva cum vrem noi, nu prea ascultăm părerile altora, dar învățăm. Vreau o schimbare în comunitatea din care sunt, pentru că știu că dacă lucrăm împreună, putem să schimbăm totul în bine. Pentru că România, cel puțin, după părerea mea, are un potențial foarte mare. M-am dezvoltat mai mult din punct de vedere personal, dar și profesional, pentru că am învățat să lucrez într-o echipă mult mai bine.